organizată în piața Costache Negri din orașul Târgu Ocna, cu ocazia sărbătoririi Zilei Vânătorilor de Munte, 3 noiembrie 2022, zi de cinstire pentru eroismul și jertfele prin care de-a lungul vremii vânătorii de munte și-au îngemânat faptele de arme cu soartea neamului românesc. Programul ceremoniei militare de depunere de coroane și gerbe de flori cuprinde întâmpinarea persoanei oficiale, prezentarea onorului militar, salutul drapelului de luptă, intonarea imnului național, oficierea serviciului religios, alocuțiuni privind ansemnătatea evenimentului, depunerea coroanelor și gerbelor de flori, defilarea gărzii de onoare. Ceremonia militară de depunere de coroane și gerbe de flori se va desfășura cu respectarea legii 215 din anul 2016 privind ceremoniile oficiale. După încheierea ceremoniei oficiale, pot fi depuse coroane și din partea altor entități sau persoane. Stimați invitați, sosește comandantul brigăzii 61 vânător de munte, general Virgil Bădurescu, domnul colonel Nicolae Gabriel Oros, însoțit de primarul orașului Târgu Ocna, domnul Cristian Aurelian Ciubotaru. Doamnelor și domnilor, se intonează vocal și instrumental imnul național al României. Thank you.
onorată asistență, în continuare are loc oficierea serviciului religios. Gardă! Pentru oficierea serviciului religios! Gardă de scope! Priți! Gardă pe loc! Pe pau! Binecuvântat este Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Duhul adevărului, care pretutindere ești pe toate le primești, visierul bunătăților și dătătorului de viață, vino și te sărăduiește într noi și ne curățește pe noi de toată tineciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se în voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția, puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Și pentru ca să ne învrednicim noi asculta Sfânta Evanghelie, pe Domnul Dumnezeu nostru să-L rugăm. Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Cu înțelepciune drept să ascultăm noi Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Din Sfânta Evanghelie, cea de la Matei, citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Să luăm aminte! În vremea aceea au ținut sfat fariseii ca să-L prindă pe Iisus în cuvânt și au trimis la El pe ucenicii lor împreună cu irodienii zicând: Învățătorule, știm că ești omul adevărului și într-o adevăr înveți calea lui Dumnezeu și nu-ți pasă de nimeni, pentru că nu cauți la fața oamenilor. Spune-ne deci nouă, ce ți se pare, se cuvine să dăm dajdie cezarului sau nu? Iar Iisus, cunoscând vicleșugul lor, le-a răspuns: Ce mă ispitiți, fățarnicilor? Arătați-mi banul dajdiei. Iar ei au adus un dinar. Iisus le-a zis: Al cui este chipul acesta și inscripția de pe el? Răspuns sau ei: Ale cezarului. Atunci a zis lor: Dați deci cezarului cele ce sunt ale cezarului și lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu. Auzind acestea, s-au minunat și lăsându-L, s-au dus. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă, la Ta slavă căzând, cu frică și cu cutremur, ca niște robi nevrednici, cu umilință aducem acum mulțumire bunătății Tale pentru binefacerile ce au fost asupra poporului român prin marea lui unire într-o singură țară românească și creștină
și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul te slăvim, îți cântăm și te laudăm. Și iarăși, căzând înaintea ta, mulțumim, rugând cu umilință nemăsurată și nespusa ta milostivire, ca precum mai binevoit a primi atunci rugăciunile robilor tăi și cu milostivire i-ai învrednicit, alese împlini cererile. Așa și de acum înainte învrednicește-ne, a spori în dreapta credință, în dragostea cea către tine și către aproapele și întru toate faptele cele bune și a dobândi ale tale binefaceri împreună cu toți credincioșii tăi. Mântuiește-ne de toată reaua întâmplare, dăruindu-ne pace și liniște. Dăruiește, Doamne, dregătorilor noștri, Duhul înțelepciunii și al iubirii de oameni, care întărește popoarele și ne înalță. Înnoiește în inimile judecătorilor Duhul cel drept care luminează și învață tot adevărul. Revarsă în păstorii sufletești ai poporului tău Duhul lepădării de sine pe care l-ai dat sfinților tăi ucenici și apostoli când i-ai trimis în lume la propovăduire. Insuflă ostașilor noștri vitejia sfântă, izvorâtă din dragostea către Dumnezeu, către aproapele și către țară. Iar pe noi pe toți învrednicește-ne să sporim în faptele cele bune care fac pe oameni după chipul și asemănarea ta. Pomenește-i, Doamne, pe făuritorii Marii Uniri, pe toți eroii, ostașii și luptătorii români, din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru români. Auzi-ne, Doamne, precum ai auzit cu milă și rugăciunile părinților noștri, când chemau ei ajutorul și îndurările tale asupra noastră și asupra țării acesteia în care se preamărește numele Tău. Și ne vrenicește pe toți ca totdeauna mulțumire să-ți aducem cele prea bune să grăim și să-ți cântăm ție și celui fără de început al Tău, Părinte, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului Tău Duh, Dumnezeului celui slăvit într-o ființă. Slavă ție, Dumnezeul nostru, Dădătorul nostru de bine, în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, și în vecii vecilor. Amin. Doamne, mirește, Doamne, mirește, Doamne, mirește. Prea cu cernice, Părinte, binecuvintează. Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale, Maici, ocrotitoare orașului acestuia, ale Sfinților, Slăviților și tuturor lăudaților apostoli, ale Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul României, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie și ale Sfântului Proroc Iliete Sviteanu, ocrotitorii forțelor armate române, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Voi da citire cuvântului în al preasfințitului părintelui nostru Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, cu ocazia zilei vânătorului de munte. Distinse domnule primar, domnule general, domnule vicepreședinte al Consiliului Județean, iubiți ostași și iubiți români, ziua vânătorului de munte este o sărbătoare consemnată cu onoare în cartea faptelor celor care au ctitorit istoria neamului românesc, o zi a sentimentelor înălțătoare care ne fac să simțim plenar și să fim mândri de numele pe care îl purtăm, de țara în care trăim, de tricolorul pe care înălțăm în mâini și în inimă. Prin solemnitățile militare și religioase din această zi, noi comemorăm un grup de elită al armatei române care s-a sacrificat în special în cele două conflagrații mondiale pentru integritatea, demnitatea, identitatea și spiritualitatea neamului nostru românesc. Pentru faptele lor extraordinare, ei rămân nemuritori în conștiința neamului, numele lor fiind așezate de biserică alături de cele ale martirilor apărători ai dreptei credințe. Călăuziți de Maica Domnului, de Sfântul Mare Mucenic Gheorghe,
Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, de Sfântul Proroc Ilie sau de alți sfinți vânătorii de munte, ca și ceilalți ostași armate române și-au arătat geniul și curajul pe câmpul de luptă, apărând valorile fundamentale care au structurat identitatea acestui popor binecuvântat de Dumnezeu. Timpurile actuale umbrite de conflictele militare de la granița României ne vorbesc despre importanța pe care au avut-o în momentele critice ale istoriei și continuă să o aibă bravii ostași români. Astăzi, mai mult decât oricând, simțim fragilitatea vieții și a integrității tratatelor, nesiguranța, teama pentru viitorul a ceea ce iubim și respectăm mai mult și pentru locul nostru în istorie. Astăzi, pacea nu mai este o stare de fapt firească pentru omul contemporan, ci un ideal greu de atins sau de menținut, context sociopolitic în care conștientizăm și mai mult valoarea nădejdii în mila lui Dumnezeu și încrederea în puterea de apărare a armatei noastre. În acest sens, cu prilejul fiecărei manifestări sau ceremonialul pe care l-am făcut astăzi, Biserica și Armata aduc în actualitate amintirea înaintașilor și arată că misiunea lor astăzi are un fundamental exemplu. Ne închinăm fruntea în fața măreției și curajului soldatului român și păstrăm în mentalul colectiv pe cei care au construit această țară, în care respirăm aerul libertății și demnității naționale. Avem cu toții nădejdea că și vânătorul de munte, urmând exemplele fraților de arme din trecut, va apăra cu onoare și curaj demnitatea și integritatea țării noastre, purtând în inimă valorile care au definit peste timp identitatea neamului românesc, credința și jertfa pentru patrie. În această zi de sărbătoare, felicităm și binecuvântăm pe toți ofițerii, cadrele militare, soldații și ostenitorii ce sprijină această armă, emblema armatei române, dorindu-le tuturor multă sănătate și ajutor în împlinirea misiunilor încredințate lor spre ocrotirea țării și a neamului nostru. La mulți ani armatei române, la mulți ani vânătorilor de munte, semnează Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Vă mulțumim! Gardă! Drept! Gardă, cope! Priți! Gardă pe loc! Pe pau! Doamnelor și domnilor, urmează alocuțiuni privind însemnătatea evenimentului. Adresăm rugămintea domnului general în rezervă, Vasile Florea, să prezinte o scurtă evocare istorică a acțiunilor glorioase ale vânătorilor de munte pe timpul conflagrațiilor mondiale. Preacucernici părinți, stimați invitați, dragi locuitori ai orașului Târgu Ocna, dragi ostași ai Armatei României, sângeal de flotilă aeriană, retragere Florea, am lucrat 30 de ani în învățământul militar și civil, aceasta a fost preocuparea mea și am venit astăzi cu plăcere la această mare sărbătoare a vânătorilor de munte cu gândul să merg în intervenția mea pe două nișe. Mai întâi am să vă zic câteva cuvinte despre arma vânătorilor de munte și un scurt, foarte scurt istoric al ei, după care am să vă vorbesc despre un erou al dumneavoastră care a fost ofițer de vânător de munte și în a doua parte a carierei a fost ofițer de aviație. L-am ales și pentru motivul că eu reprezint arma aviație și pentru că a fost un mare patriot, un erou al neamului nostru care ne face cinste și voi vorbi câteva cuvinte în partea a doua despre el. Am hotărât să merg și pe această nișă sau pe acest culoar pentru că Socrate spunea că vai de neamul care își uită eroii. Noi am venit aici să desfășurăm această ceremonie, această festivitate și să creăm, dacă vreți, o adevărată stare de spirit, tocmai ca să demonstrăm că nu ne uităm eroii.
Și dacă toți suntem la citate celebre, să-l amintim pe Winston Churchill, premierul britanic din al doilea război mondial, care zicea așa: la vremuri grele, oamenii își amintesc de Dumnezeu și de soldat. Din păcate, după ce vremurile grele trec, pe Dumnezeu îl uităm și pe soldat îl hulim. Iar marele nostru istoric, Nicolae Iorga, spunea că un neam care nu știe de unde vine și încotro se îndreaptă, este acel neam care nu-și cunoaște istoria și care nu-și cunoaște eroii. Este, dacă vreți, ca să folosim o metaforă, asemenea unui copac, neamul, de orice fel ar fi el, la care dacă îi tai rădăcinile se usucă. Noi desfășurăm astăzi aici o activitate tocmai pentru ca să udăm rădăcinile acestui copac care este neamul românesc. Spuneam că e bine să zicem că este o festivitate, că este o sărbătoare, dar eu aș vrea să merg pe ideea că ceea ce facem noi aici este o adevărată stare de spirit, începând cu ceremonialul religios și continuând cu ce o să vedeți că se întâmplă în continuare. Eu zic că este o stare de spirit pentru că cei mai mulți învățați ai lumii spun că stările de spirit sau spiritul este primordial față de materie. Este primordial. Și dacă vreți, ca să nu ziceți că, uite domnule, a venit un general în fața noastră și noi trebuie să-l credem ce spune, am să vă aduc câteva argumente. Primul argument pe care vi-l aduc, vis-a-vis de faptul că spiritualitatea este primordială materiei, îl găsim în Biblie, în Evanghelia după Ioan, unde se scrie așa: mai întâi a fost cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Păi cuvântul este o stare de spirit, nu este o componentă materială. Și Biblia spune că mai întâi a fost cuvântul. Haideți să mergem în Ardeal și să ne referim la, dacă vreți, la un mare filozof, Blaga, care a fost și poet, dar nu știu dacă multă lume știe că a fost și preot. El, referindu-se la tainele Ortodoxiei, că sunt 7 taine ale Ortodoxiei, în mirabila sămânță amintea 4 dintre ele, iar tainele sunt stări de spirit, nu sunt componente materiale. Și Blaga spunea așa: eu nu strivesc corola de minunea lumii și nu ucid cu mintea tainele ce le întâlnesc în calea mea, pe flori, pe ochi, pe buze sau morminte. Florile înseamnă frumusețe, ochii înseamnă cunoaștere, buzele înseamnă iubire și mormintele înseamnă moarte. Și nu putem să argumentăm ceva fără să amintim și de marele nostru Eminescu, care zicea într-o poezie în felul următor: o mamă, dulce mamă din negura de vremi, pe freamătul de frunze la tine tu mă chemi. Putea să zică pe covorul de frunze, care este o componentă materială, dar le spune pe freamătul de frunze, o metaforă foarte frumoasă. Și mai departe zice: se bat în ele ramuri, în gână glasul tău, mereu se vor tot bate, tu vei dormi mereu. Crezând că am reușit să demonstrez această primordialitate a spiritului, haideți să trec la cele două nișe și foarte pe scurt să vă spun că sunteți o armă care este mândria armatei române. În anul 1916 era o formațiune de schiori în București și Marele Cartier General a hotărât ca printr-un ordin această formațiune să se transforme într-o unitate de vânători de munte. Și vânătorii de munte, înaintașii dumneavoastră din primul război mondial, au luptat pe aceste meleaguri. Au luptat la Coșna și la Cireșoaia. S-a remarcat un comandant al lor pe nume Bădulescu, avea numele de major, gradul de major atunci. Și vreau să vă spun că s-a bătut cu alți vânători de munte din armata germană, care erau conduși de un locotenent care în al doilea război mondial va fi general și se va numi Vulpea Deșertului, cel care a cucerit nordul Africii, și Coșna și Cireșoaia au fost cucerite și recucerite de mai multe ori, până s-a ajuns la lupta la Baionetă, unde românii erau maestri. Și nu întâmplător, în primul război mondial, japonezii au dat o sabie care o aveau ei ca simbol național de pe 1500 lui Ieremia Grigorescu.
Deci în aceste bătălii, unde și Vânătorii de Munte au fost angrenați, s-a primit cea mai înaltă distincție care se putea primi de la îndepărtata Japonie. Vânătorii de Munte au fost și în alte țări remarcați ca fiind o armă de elită. Au fost în Germania, au fost în Franța, au fost în Finlanda, dacă vreți. În războiul al doilea mondial, Vânătorii de Munte trăgeau de pe schiuri, de s-au speriat cei care au venit să le cucerească Finlanda și n-au cucerit-o așa de ușor și nici atât de repede cum s-așteptau. Vă spuneam că în partea a doua intervenției mele și ultima voi vorbi despre un erou care a fost ofițer de Vânători de Munte și ofițer de aviație în partea a doua. Se numește Alexandru Șerbănescu. Baza 95 aeriană de la Bacău poartă numele acestui talentat ofițer, acestui disciplinat ofițer care, spre deosebire de colegul lui Băzu Cantacuzino, care avea un aer așa mai de boiernaș, mergea cu mâinile suflecate, Alexandru Șerbănescu era încheiat până la ultimul nastru, era de o disciplină de fier și de un patriotism rar întâlnit. Și am să sar puțin spre finalul istoriei cu Alexandru Șerbănescu și anume am să-mi refer la faptul că la un moment dat America a intrat în luptă împotriva României, că așa cum știți s-au format Națiunile Unite și ne atacau cu formațiuni de avioane de la 100 până la 350. Și la un moment dat aviatorii au primit ordin să nu se mai lupte cu americanii pentru că sacrifică viața și n-au șanse ca să îi poată învinge. Șerbănescu și-a adunat subordonații și le-a zis: băieți, acesta este ordinul. Voi sunteți obligați să-l executați. Eu nu-l voi executa. Și nu-l voi executa pentru că chiar dacă rămân singur, mă voi urca în avion ca să știe dușmanul că țara mea nu este un sat fără câini. Ce vreți mai mult decât atât despre patriotul Alexandru Șerbănescu? La început, când era Vânător de Munte, îi plăceau înălțimile. Îi plăcea să doarmă pe cetele de braț, să escaladeze munții, îi plăcea sportul, îi plăceau schiurile. L-a ascultat și l-a citit pe Brâncuș, care spunea: dacă vrei să vezi cât mai departe, trebuie să urci cât mai sus, spunea Brâncuș. Și Șerbănescu asta și-a dorit. Iar când a ajuns la aviație, a urcat din ce în ce mai sus. Socotind că am relatat și despre un erou al dumneavoastră, îmi închei speech-ul meu și vă mulțumesc pentru atenția pe care m-ați acordat-o. Mulțumim domnului general în rezervă Vasile Florea. Îl invităm pe domnul colonel Nicolae Gabriel Oros, comandantul brigăzii 61 Vânători de Munte, general Virgil Bădulescu din Miercurea Ciuc, să prezinte câteva aspecte privind însemnătatea evenimentului. Domnule primar, domnule vicepreședinte al Consiliului Județean, domnule general de brigadă în retragere, doamnelor și domnilor comandanți a instituțiilor din cadrul Sistemului Național de Apărare, dragi veterani de război, dragi cadre militare, rezervă și retragere, dragi camarazi, mă bucur că astăzi sunt aici, alături de dumneavoastră, mărturisesc că este prima dată pentru mine când particip în Târgu Ogna la această aniversare și sunt onorat. Este dificil să vorbești după mesajul Preasfinției sale, după mesajul domnului general de brigadă în retragere, dar am să încerc să evoc în câteva cuvinte însemnătatea momentului pentru care astăzi ne aflăm aici. În primul rând, suntem onorați că noi ca brigadă, respectiv Brigada 61 Vânători de Munte, purtăm numele generalului Virgil Bădulescu, primul comandant al primei structuri de Vânători de Munte, așa cum bine a evocat domnul general de brigadă. De asemenea, militarii din fața dumneavoastră, Vânătorii de Munte, poartă denumirea Cireșoaia. Strâns legat de acest moment istoric, de aceste lupte care s-au dat în zona în care ne aflăm astăzi. Momentul de referință
a drumului și al jertfelor Vânătorul de Munte este reprezentat, după cum s-a evocat, de primul război mondial. Moment în care vânătorii și-au demonstrat calitățile de luptători de elită, indiferent de teren, de condițiile de stare a vremii în care au fost nevoiți să acționeze. Au rămas scrise cu litere de aur în istoria națiunii române faptele de vitejie demonstrate în sângeroasele lupte duse în apropierea orașului Târgu Ogna. În august 1917, trupele de vânători de munte au primit botezul focului, reușind, prin eforturi umane deosebite, să cucerească toată creasta marcată de dealul Cireșoaia și de vârful Coșna. Impresionează în mod deosebit eforturile și sacrificiile pe care aceste trupe de vânători de munte le-au făcut și pe timpul celui de-al doilea război mondial, război în care și-au pierdut viața 74.000 de vânători de munte, căzuți cu credința că și-au făcut datoria față de țară, dar și cu sufletul neîmpăcat că au murit departe de ea. Ne închinăm în fața memoriei și a mormintelor celor căzuți și admirăm pe cei rămași în viață pentru tot ce au făcut pentru gloria nepieritoare a vânătorilor de munte. După cel de-al doilea război mondial, după cum bine cunoaștem, vânătorii de munte au fost desființați, astfel că în anul 1961 dispărea ultima structură de vânători de munte din Armata României. Dar în 1964 această structură de elită a fost reînființată sub presiunea puternică a tradiției, dar și a nevoilor interne de apărare a arealului național muntos. Astfel, anul 1964 rămâne anul în care vânătorii de munte au fost reînființați, au fost înființate mai multe structuri de nivel brigadă, care de-a lungul vremii au acționat pentru paza și apărarea securității naționale a României. Pentru vânătorii de munte, astăzi, ziua de 3 noiembrie reprezintă ziua în care mândria de a fi demn și urmași ai glorioasei istorii făurite de înaintașii lor, este ziua în care ne amintim și comemorăm cu respect deosebit tradițiile glorioase de luptă ale eroilor noștri care și-au jertfit viața în aceste locuri încărcate de semnificație istorică și spirituală. La acest aniversar omagiem cu recunoștință glorioasele fapte de arme săvârșite de eroi vânători de munte căzuți la datorie pe altarul luptei neamului românesc și adresăm sincere felicitări tuturor celor care au slujit de-a lungul timpului și veghează în continuare idealurile poporului român ca apărători ai crestelor carpatine. Dumnezeu să binecuvânteze Armata României, Dumnezeu să binecuvânteze vânătorii de munte. Cu permisiunea dumneavoastră, în câteva minute voi da citire mesajul șefului statului major al forțelor terestre cu prilejul sărbătoririi zilei vânătorilor de munte. La 3 noiembrie 2022 se împlinesc 106 ani de când în baza Ordinului Marelui Cartier General numărul 294 din 3 noiembrie 1916 a luat ființă prima mare unitate de luptă în munți din Armata Română, prin transformarea Școlii Militare de Schiori din București în Corpul Vânătorilor de Munte, organizat pe 3 batalioane. Acest ordin preciza, se va înființa un corp special și permanent de trupe de munte cu denumirea de Vânători de Munte, care vor fi special instruiți pentru războiul de munte. Am încheiat citatul. Această zi reprezintă și un moment de cinstire solemnă a eroilor vânători de munte care s-au luptat și s-au jertfit de-a lungul anilor pentru promovarea și apărarea idealurilor națiunii și statului român. Este și motivul pentru care istoria vânătorilor de munte din Armata României nu poate fi disociată de cea a poporului nostru atât timp cât momentele de cumpănă ale existenței noastre au putut fi depășite numai cu sprijinul decisiv al oștirii și implicit al apărătorilor crestelor alpine. Aflați sub drapel în țară sau în afara hotarelor ei, vânătorii de munte
își respectă și își onorează misiunile încredințate, contribuind efectiv la promovarea imaginii României în lume. Generației de astăzi îi adresăm cele mai calde felicitări și în acest 6 aniversar ne exprimăm încă o dată bucuria și satisfacția față de succesele cu care Vânătorii de Munte se mândresc la ziua lor, precum și de rezultatele obținute în procesul de educare profesională a generației de mâine. Dragi camarazi, fiți mândri de istoria Vânătorilor de Munte, de tradițiile glorioase lăsate moștenire de înaintași. Cu prilejul sărbătoririi Zilei Vânătorilor de Munte, vă mulțumesc pentru modul exemplar în care v-ați îndeplinit sarcinile profesionale și vă doresc multă sănătate, putere de muncă și satisfacții profesionale și personale alături de cei dragi. La mulți ani semnează șeful statului major al Forțelor Terestre, general major Iulian Berdila. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnului colonel! Îl invităm pe vicepreședintele Consiliului Județean Bacău, domnul Gelu Ionuț Panfil, să ne adreseze câteva cuvinte. Domnule primar, preacucernici părinți, onorată asistență, dragi ostași ai Armatei Române, am acceptat cu bucurie invitația colegului și prietenului meu Cristi Ciobotaru de a participa, înțeleg, la 17-a ediție acestui eveniment și vă spun că nu e numai colegul, e și prietenul meu și pe măsură ce-l cunosc îmi dau seama că în sfârșit acest orășel, această localitate are și noroc după mulți ani. Sărbătorim astăzi Ziua Vânătorilor de Munte, cu unitate militară cu o îndelungată tradiție și ale cărei fapte de vitejie de-a lungul istoriei, au transformat acest corp de elită într-un adevărat simbol de curaj și patriotism. Parcursul istoric este unul bogat și a fost evocat în mare măsură de antevorbitorii mei, dar mă voi rezuma să amintesc doar faptele săvârșite în primul război mondial, când Corpul Vânătorilor de Munte a participat la bătălia de la Oituz, cele mai aprige bătălii fiind purtate pe dealurile Coșna și Cireșoara. Poate că nu este lipsit de importanță să ne reamintim atmosfera acelor timpuri în care Vânătorii de Munte și-au adus o contribuție esențială în ceea ce avea să devină războiul pentru întregirea neamului. În noaptea de 15 august 1916, soldații români au trecut granița în Ardeal. Intrarea României în război aduce lupte crâncene pe fronturile românești, pierderi uriașe de vieți omenești, dar și schimbări majore în raporturile de forțe de pe harta războiului. Luptele eroice purtate de armata română în vara anului 1917 au avut un puternic ecou în întreaga lume, fiind apreciate ca unele dintre cele mai importante victorii ale aliaților. Dar misiunile Vânătorilor de Munte nu s-au oprit aici. În cel de-al doilea război mondial, așa cum a fost evocat și de către domnul general, luptătorii acestui corp de elită au pus umărul la eliberarea Bucovinei și nordului Basarabiei și pentru eliberarea Transilvaniei. În istoria recentă, Brigada Vânătorilor de Munte a participat alături de forțele NATO și ONU la misiuni militare în teatrele de operațiuni din Kosovo, Irak și Afganistan. Vânătorii de Munte sunt exemple vii de dăruire și abnegație, eroi dintre noi, de multe ori neștiuți, dar care, prin curajul și determinarea de care au dat dovadă în apărarea valorilor fundamentale ale civilizației, ne insuflă și nouă tărie, mai ales în momente de cumpănă cum trăim astăzi. Pentru că forța care însuflețește atunci când ne conducem după valori și principii ferme este copleșitoare. După cum spunea Nicolae Gogol, nu se află pe lumea asta putere mai mare decât credința. Nebiruită este această putere, asemenea stâncii care se înalță dintre valurile mări. La mulți ani, oameni frumoși, la mulți ani, Vânătorilor de Munte! Adresăm invitația domnului Cristian Aurelian Ciobotaru, primarul orașului Târgu Ocna, să ia cuvântul. Bună ziua!
preacucernice părinte protopop și preacucernici părinți, distinsă adunare, domnule general, domnilor comandanți ai brigăzii 61 vânători de munte de la Miercurea Ciuc, domnule comandant a unității militare 22 Cireșoaia a batalionului de vânători de munte, onorată asistență, dragi camarazi, distinse autorități prezente astăzi, membri ai Consiliului Local, membri ai Consiliului Județean, ai instituțiilor care desfășoară activitatea în Târgu Ocna, dragi elevi. Este o zi emoționantă astăzi, pentru că la Târgu Ocna ne onorează de ziua vânătorilor de munte acești frumoși militari în aceste vremuri complicate pe care le traversăm. Nu este de aici, de acolo, ca să poți obține toate autorizările și toate avizele să puteți participa astăzi la Târgu Ocna și iată că ediția 17-a ne pregătește să facem majoratul. Este o onoare pentru locuitorii orașului că dumneavoastră sunteți astăzi aici și permiteți-mi să vă spun un călduros la mulți ani. Ce poate fi mai frumos în această zi târzie de toamnă, cu un soare frumos, să cinstim memoria eroilor, ostașilor români, care au pierdut bătălia finală cu viața aici, pe aceste meleaguri. Aceste zone sunt spălate și încărcate de istorie, de frumusețe, de eroism. Trebuie să facem tot ce ne stă în putința noastră, să ducem mesajul mai departe, să cinstim eroii, pentru că cinstind eroii ne recunoaștem istoria noastră și existența noastră pe aceste meleaguri. Vă mulțumesc în numele locuitorilor orașului Târgu Ocna că astăzi sunteți aici la Târgu Ocna și permiteți-mi ca în semn de recunoaștere, de respect, să oferim distinșilor oaspeți domnului colonel Gabriel Oros, să-i oferim o diplomă de gratitudine în calitatea sa de comandant al brigăzii 61 vânători de munte, general Virgil Bădulescu, cu prilejul ediției a 17-a ziua vânătorului de munte și pentru sprijinul acordat în realizarea proiectelor destinate memoriei eroilor neamului care s-au jertfit pentru apărarea patriei. 2 noiembrie 2022. Vă mulțumesc! Pișlac noi. Și la noi. De asemenea, cu permisiunea noastră, domnule primar, dragi concetățeni, dați-mi voie ca numele vânătorilor de munte să-i oferim domnului primar o plachetă din partea noastră a vânătorilor de munte, să-i mulțumim pentru tot ceea ce face, atât pentru dumneavoastră cât și pentru noi vânători de munte, și să-i promitem că de fiecare dată vom fi alături de dânsul și de concetățenii din acest oraș frumos. Vă mulțumesc mult! Această plachetă o vom păstra în sala de Consiliu Local, într-o zonă care poate fi expusă și văzută de toată lumea. De asemenea, oferim și aceeași diplomă de gratitudine domnului comandant al batalionului numărul 22 vânători de munte Cireșoaia, domnului locotenent colonel Mihai Pop. Și la fel oferim această lucrare.
depune o coroană de flori, consiliul județean Bacău.
doamnelor și domnilor, se intonează vocal imnul vânătorilor de rugăciune. Nici prăpăstile adânci, culturine sunt prieteni, creasta albastră ni lăcar. Noi dormim pe pate cetin, ducem trai de brave ostași. Și noi la război, vom fi toți eroi, vom luta. Doamnelor și domnilor, urmează constituirea dispozitivului pentru defilare.